găsit! Zilele trecute a fost marcată prin diferite activități și manifestări Ziua Mondială a Poeziei. De aceea și invitatul emisiunii mele de astăzi este o persoană care scrie poezii cu mult patos, cu multă emoție și multe trăiri. Așadar, îi spunem jos pălăria și pentru că este un adolescent care scrie poezii. Să-l cunoaștem pe Emanuel Ursan. Mulțumesc că ai acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc că mi-ați oferit această invitație. Este o onoare pentru mine și vă mulțumesc. Pentru început, să ne imaginăm că avem un cronometru și timp de 20 de secunde ar trebui să te prezinți. Ce ai spune despre tine? Ce ar trebui să afle lumea despre tine? Cred că aș spune în primul rând că îmi place să citesc și că asta constituie una din pasiunile mele principale. Una din obiectivele mele, prin hobby-urile mele. Întotdeauna mi-a plăcut să citesc și cred că asta este singurul lucru care l-aș putea spune despre mine. Dar fiindcă subiectul nostru și tema noastră este poezia, cum le scrii, pe foaie sau în fața calculatorului? Aici depinde, există situații în care scriu atât pe foaie cât și în fața calculatorului. De exemplu, dacă mă aflu undeva afară sau în sala de clasă sau oriunde altundeva, în afara camerei mele, le scriu pe foaie. Când vine acel moment, da? Îți amintești care a fost prima poezie, despre ce anume ai scris? Da, prima poezie se numea Portret de zeiță și era o poezie despre de dragoste. Nu era dedicată nimănui. Asta voiam să întreb, dedicată cuiva. Iar portretul pe care aș vrea să-l prezint este de fapt foarte marginal și de fapt primește o nuanță metaforică pentru că vrea să ilustreze că fiecare fată și fiecare femeie este frumoasă în felul ei. Să auzim poezia. Portret de zeiță. Ce junghi simt în inimă când chipul-ți privesc și timpul aș vrea să-l opresc, să pot a-ți spune cât te doresc. Dar cruda frică mă doboară cu ale ei false arme și simt cum mă omoară când sufletul de dor geme. Stelele al tău chip zăresc și încep din negre și rele gelozii să-și piardă frumusețea și pălesc și astfel mor una câte una câteva mii. Tu ești al meu strălucitor soare ce-mi răsare bucuria și tristețea o apune. Aș vrea să dau o minunată floare, dar n-ar fi la fel de frumoasă ca tine. Al tău zâmbet ca un colier de perle strălucește până și noapte, luminând în visele grele de dor, de fricile mele moarte. Privind în ochii de cristal, îmi pierd în alte lumi gândul astral. Și-ar vrea al tău trup gingaș, la piept să-l strâng în veci, în al meu lăcaș. Citi cuiva poezii? Ai ajuns în... La școală, uneori mă mai pune doamna profesoră de geografie să mai recit una din poeziile pe care le-am scris. Care este sursa ta de inspirație și de când ai început să scrii poezii? Am început să scriu poezii din octombrie 2015, de acum un an și puțin. Și sursa mea de inspirație este una destul de diferită pentru că mă inspir atât din ceea ce se întâmplă în realitate, nu neapărat în jurul meu, ci ceea ce văd la știri sau aflu, cât și ceea ce citesc. Mă inspir atât din filme cât și din cărți. Cum de a început această pasiune? Adică cum te-a pălit scrisul? Era la începutul clasei a noua și doream să mă afirm, sunt o persoană introvertită și mi-e foarte greu să vorbesc despre ceea ce simt sau vreau să fac și am vrut să pot să exprim ideile pe care vreau să le arăt. Câte poezii ai scrise până acum? Aproximativ 100. Cam care ar fi tematicile, pe ce anume te-ai axat? Aș spune că în ceea ce privește tematica, asemeni unuia din personajele mele preferate din literatura română, adică Ion, Pop al Clănitașului din romanul Ion, m-aș încadra între Eros și Thanatos, adică dragoste și moarte. Cu alte cuvinte, poeziile mele în general vorbesc fie despre dragoste, fie despre moarte, cu ocazionale teme ale conții umane sau teme ale timpului. Uneori aceste teme se întâlnesc și creează ceva deosebit. Nu e cam de vreme pentru temele astea? Adică, dat fiindcă ai 16 ani, elev la liceu, ar trebui să fie, știu, tema iubirii? În ceea ce privește tema morții și tema iubirii, le-am ales ca un fel de antiteză, căci în ochii mei, atunci când văd ideea de iubire, mă gândesc la ideea de a iubi să trăiești și de a trăi pentru cineva, respectiv de a muri pentru cineva. De aceea le consider un fel de antiteze și îmi prezintă o curiozitate extrem de mare. Cum te văd colegii tăi de la școală? Depinde aici. Până de curând aveam părul un pic mai lung și mulți din colegii mei îmi spuneau Eminescu. Asta și pentru că eram pierdut în reverii de tot felul. Însă anul trecut, când m-am concentrat mult mai mult pe poeziile triste, pe poeziile despre moarte, pe care le-am prezentat și la ora de geografie și la ora de opțional de limba română,
mă consider mai mult Bacovia. Familia ce spune despre această pasionată? În ceea ce privește familia, mama și cu sora mea mă ajută mereu. Atunci când compun, încearcă să facă liniște sau își găsesc fiecare un loc pentru a nu mă deranja în acele momente. Mă susțin în ceea ce privește acest lucru și mama a fost cea care mi-a spus să accept această oportunitate. Cum mai descrie membrii familiei? În versuri sau chiar așa, te-ai gândit să le dedici o poezie, să le scrii? Le-am dedicat anul trecut mamei o poezie de 8 martie. Nu o am acum la mine, pentru că ar fi fost mult mai lungă și în jur de câteva săptămâni să o scriu. I-a plăcut foarte mult în acea zi. A stat să mulțumească și au curs câteva lacrimi atunci când a citit-o. Am lăsat-o pe la miezul nopții când am știut că ea doarme și am așteptat ca a doua zi când o trecă. Mi-ai făcut o surpriză. Da. Cum mai descrie pe mama, pe soră? Mama este o fire blândă, este frumoasă, este grijulie și încearcă de fiecare dată să își arate un interes în ceea ce fac. Când vine vorba de soră, aș spune că este mult mai energică și un fel de opus al meu, pentru că are o fire mult mai extrovertică decât mine. Chiar dacă ești adolescent în copilărie, cum a fost? În copilărie a fost destul de ok, adică întotdeauna voi avea un fel de nostalgie, nu neapărat pentru trecutul meu, ci pentru trecut în general, când vremurile erau mai simple. Pentru copilărie și pentru tot ceea ce înseamnă primii ani de viață. Ai peste 100 de poezii pe diferite teme. Te-ai gândit să le aduni într-o carte? Da, de fapt, da. Și asta este unul din planurile mele. Odată ce fac 18 ani, vreau să găsesc o cale să le public. M-am gândit să le dau titlul volumului Aripi din cuvinte, pentru a ilustra necesitatea mea de a scrie poezii, pentru a mă exprima. Până la această treaptă care a ajuns acum, de un an și ceva, ai vreo poezie care să-ți placă foarte mult? Da, am o poezie care m-a surprins atunci când am scris-o, pentru că îmbină atât elementele timpului, cât și condiții umane, cât și cele ale morții și ale iubirii. Care este? Ceea ce titlul are și să o recit. Doamnă pretutindeni, e toamnă și afară, e toamnă și în mine. Vântul rece bate cu putere agitat. Inima moartă în iflame tot răcește, dar lacrimile arse tot nu-mi oprește. Un shinigami zboară deasupra mea desfigurat. E toamnă și afară, e toamnă și în mine. Mă simt ca o frunză singuratică ce așteaptă să cadă în marea nefericită. Îmi lipsești, mă simt gol fără tine. E toamnă și afară, e toamnă și în mine. Totul putrezește în suferință și durere, totul moare în chinurile dorului. Cade pe ramură, plutesc ca o frunză și ajung să mă nec într-o baltă de dor. Mai privesc odată spre cerul plin de amor, mai privesc odată spunând, iubito, încă te aștept. Ai o iubită sau nu? Am avut. E dedicată ei sau? Da, a fost dedicată ei. A reacționat frumos la poeziile? Da, a reacționat de cele mai multe ori frumos, în afara întrebărilor dese de ce unele poezii sunt atât de triste. Și ce ai răspuns? Am răspuns că așa trebuie să fie viața, trebuie să fie o antiteză între bucurie și fericire, un fel de oscilație dintre aceste două. Păi și de ce nu găsești cel mai mult bucuria în poeziile tale, adică să îl descrii? Crezi că ai mai multă inspirație pe partea de tristețe? Dacă ar fi să scriu numai despre bucurie, ar fi destul de plictisitoare și într-o manieră mult prea pacifistă, ca să spun așa, mult mai doritoare de a vorbi despre un anumit lucru. Pe când eu vreau în poeziile mele să vorbesc despre mai multe lucruri, nu numai despre unul singur. De exemplu, una din sursele mele de inspirație în ceea ce privește literatura o reprezintă miturile. Aici am folosit două mitologii diferite, mitologia japoneză prin motivul Shinigami-ului, tradus din japoneză în română ar fi zeu al morții, și mitologia scandinavă prin motivul luminii flame. Niflame-ul este de fapt al nouălea tărâm și cel mai de jos al copacului Yggdrasil, care țin cele 9 tărâmuri ale lumii. Crezi că lumea se regăsește mai mult în poeziile triste? Da, pentru că cele triste pot arăta o față mult mai reală, mult mai dură a lumii în care trăiesc, pe când cele vesele sunt mult mai optimiste și încearcă să transmită un mesaj destul de ireal. Unde pot fi găsite poeziile tale? Dacă vrea cineva să citească câteva rânduri? O variantă ar putea fi să intre pe pagina mea de Facebook, acolo mai postez din când în când,
sau să-mi trimită un mesaj tot prin aceeași, tot prin aceeași metodă. Spuneai, am avut noi o discuție, că nesiguranța este o treaptă de evoluție, trebuie urcată pentru a atinge un ideal. Care este idealul tău la vârsta ta? Idealul meu la vârsta mea ar fi să pot continua să scriu cât mai mult, să nu-mi pierd inspirație și să găsesc întotdeauna surse noi. Ar fi să pot ajunge într-o zi să scriu atât de bine încât să am încredere în forțele proprii și să pot să le public. Ce sfaturi ai da colegilor tăi? Bănuiesc că fiecare are câte o altă preocupare și nu toți rezonează cu ceea ce faci tu. Sincer, aș vrea să dau un sfat, în special colegii care se află aici în sală. Aș vrea să-i spun să continue să scrie scurtele povestiri de tip jurnal pe care le-a scris, pentru că unele dintre ele pot fi destul de bune. Unele dintre ele au reușit să mă inspire pentru câteva motive. Emanuel sau Emi este un băiat sensibil, inteligent, mereu știe ce să spună în orice situație și este un sprijin foarte bun pentru prietenii lui. Datorită lui, cred că am continuat și eu să scriu, doar că eu scriu mai mult proză și am împărțit această pasiune pentru a crea și pentru a reda din sensibilitatea noastră pe o simplă foaie, dar care conține mare parte din sentimentele și ideile noastre. Tot ce pot să-i transmit este să continue cu poezia, să scrie, pentru că ajută mult ceea ce pune el pe foaie. Cel puțin pe mine m-a impresionat de fiecare dată. Apoi ar vrea să dau un mesaj Luciei, o altă colegă din clasă de la mine. Aș vrea să-i spun să nu renunțe să mai scrie poezii și să fie un șef de clasă puțin mai dur, că e cam moale uneori. Ai prieteni? Prieteni? Da. Ar vrea să le trimit și prietenilor mei un mesaj, să le spun să aibă grijă și să nu uite niciodată că mă au alături și că pot să le sară în ajutor când au nevoie. Ce alte pasiuni mai ai? Îmi place să mă uit la filme. Deseori mă ajută chestia asta să găsesc inspirație nouă. Îmi place să citesc. Îmi place să mă informez. Niciodată nu mi-a plăcut să spun că nu știu ceva și întotdeauna mi-am dorit să spun știu că acel lucru s-a întâmplat sau știu că așa este. Ai tot viitorul în față. Ce ai vrea să faci? La ce te-ai gândit? Bănuiesc că te gândești dacă ai vrea să urmezi o facultate sau să pleci în străinătate. Pe ce cale ai vrea să... Aș avea câteva variante pe care aș vrea să le urmez. Una dintre ele ar fi să mă duc la București și să mă fac regizor. Regizor de teatru, film? De film. O altă ar fi să devin profesor de istorie pentru a putea învăța generațiile viitoare ce înseamnă trecutul și de ce trebuie să învățăm din el și să nu repetăm greșelile acestuia. Sau psiholog. Rămâi în Pașcan sau pentru ultimele două meserii să rămâi în Pașcan sau să pleci în altă? Probabil că dacă aș deveni profesor de istorie, aș vrea să mă întorc în Pașcani, să revăd orașul în care am copilărit, să întâlnesc profesorii care m-au ajutat să ajung până aici și să le mulțumesc. Avem o rubrică, eu spun un cuvânt, tu trebuie să răspunzi cu un cuvânt la cel pe care l-auzi din partea mea. Oameni. Oameni. Ființe. Pasiune. Dragoste. Colegi. Prieteni. Ambiție. Ideal. Școală. Clase. Familie. Grup. Prieteni. Amici. Viitor. Trecut. Viitor trecut? De ce? Antiteza aceasta mi se pare întotdeauna interesantă când prezinți viitorul printr-o manieră a trecutului. Cu alte cuvinte, trebuie să ne gândim la ceea ce s-a întâmplat trecut și să nu repetăm. Mulți vor să uite trecutul și... Asta nu este o manieră bună de a privi realitatea. Dacă nu învățăm din trecut și încercăm să-l uităm sau să-l ascundem sub preș, greșim și ne distrugem. Mai avem două cuvinte. Competiție. Concurs. Gânduri. Idealuri. Ok.
Mai avem o rubrică, întrebări esențiale. Ce te face să fii mândru? Mă face să fiu mândru atunci când reușesc să obțin o notă la un test la care știam că nu prea am șanse, cum ar fi testele de la chimie. Nu m-am priceput niciodată la chimie și când văd că am luat o notă destul de mare, mă bucur. Altceva care mă face să fiu mândru este atunci când văd că unul din colegii mei reușește undeva într-o arie și mă simt mândru că îl cunosc sau că o cunosc, sau atunci când termin în sfârșit un poem la care am stat de zile întregi să lucrez și simt acea satisfacție de moment și mândrie. Primele poeme pe care le-am scris au fost destul de lungi și mi-au trebuit 10 de hârtii ca să le scriu, iar după aceea am ales ca de fiecare dată când scriu un poem să încep doar o schiță pe caiet și în rest să o continui pe calculator. Simți că ai un rol în această lume și dacă da, care ar fi acela? O întrebare destul de filozofică. În ceea ce privește scopul vieții sau rolul vieții, cum ați vrea să-i spuneți, aș considera că rolul fiecărui om este să se afirme în modul lui propriu și să încerce să arate și altora că se poate face ceva, că poate schimba lumea care trăiește. Și simți că ai putea să faci asta? Da, probabil că da, pentru că am scris și satire în care încerc să arăt cum privesc eu societatea umană și lumea în care trăim. Pentru ce ai face orice sacrificiu? Cred că ar face orice sacrificiu atât pentru familie, cât și pentru idealul meu. Aș vrea să pot să ajung într-o zi în vârf. Ce înseamnă vârf? Undeva unde să pot să mă afirm liber, să pot avea încredere în mine și să nu-mi fie frică de ceea ce spun. Ai un poet, scriitor preferat? Din literatura română aș spune că aș putea varia între Bacovia și Eminescu, iar din literatura universală îl prefer pe Dante Alighieri sau pe Charles Baudelaire. Ai o carte preferată? Un film? Multe cărți preferate. Recomandare pentru... O carte preferată, dacă ar trebui să recomand, aș spune că din literatura universală ar fi Se ucize o pasăre cântătoare de Harper Lee, iar din literatura română, Adam și Eva de Liviu Rebreanu. Un film? Un film. În ceea ce privește filmele, întotdeauna mi-am plăcut cele SF, deci aș spune Star Wars, dar totodată și Fantoma de la Opera. Te-ai gândit vreodată, dacă ar fi să se spună ceva despre mine, aș prefera să... Aș prefera să se spună că sunt o umbră. Niciodată nu mi-a plăcut să spune lumea lucruri despre mine care să nu fie adevărate, iar când spune lumea că sunt o umbră, nimerește adevărul, pentru că nu sunt o fire foarte vorbăreață cu persoanele noi. Și nu-mi place să mă afirm din prima. Durează ceva până să mă cunoască cineva și să pot să mă afirm în fața acelei persoane. Trei cuvinte care te-ar descrie cel mai bine? Anonim, tânăr, ambițios. În fața cuiei spune jos pălăria? Aș spune în fața mamei, în primul rând, că m-a crescut, în fața profesorilor pe care i-am avut, atât în gimnaziu cât și acum la liceu. Și aș spune jos pălăria și în fața lui Dante Alighieri, dacă ar mai fi în viață, un scriitor meu preferat. Încheiem, ai mai pregătit o poezie? Noapte solitară, stradă goală, plină de vitrine pustii de magazine, doar luna-ți mai varsă lacrimi de lumină pe amprentele celor ce au fost de mult. Erau și au dispărut prin miile de cimitire, varzi de stele în marea umbrelor deșarte, mai strălucește al vostru trup în depărtare, aceeași nuanță a morții de când timpul fuse tânăr, și alerga prin viața tot ce există și va fi existat. Păcat că și el, al său sfârșit, și-a aflat, of, noapte. Acum ești singur în ruinele vocii umane, căci nimeni ochii și nu mai aruncă spre tine, nimeni nu mai este pe aici, pe străzile pustii. Să-ți mai spună vorbe dulci și povești uitate, doar eu și cu noaptea, doi solitari fără pereche, păstrăm în al nostru glas tăcut, să ne întoarcă din nou în trecut, unde frumusețea ce-a fost, să o putem privi din nou. Ok, mulțumesc pentru că ai răspuns întrebărilor mele. Și eu mulțumesc pentru ofertă și întrebări. Punem punct interviului de astăzi și vă aștept la următoarea emisiune să descoperim oameni frumoși care fac ceva și lasă în urma lor o mică poveste ce merită descoperită și arătată lumii. Cu siguranță și voi cunoașteți pe cineva căreia merită să spunem jos pălăria. Iar pentru a face publică povestea,
Așteptăm părerile voastre pe pagina de Facebook a emisiunii. Până data viitoare, mă înclin și jos pălăria!